Săptămâna aceasta Pro FM a împlinit 22 de ani on air, iar cu această ocazie radioul a sărbătorit cu cei mai cunoscuți cântăreți din România în aer. Colega mea Liza a fost și ea prezentă la aniversarea celor 22 de ani de Pro FM, care a avut loc la aerodromul de la Clinceni. Vedem și noi materialul în minutele următoare. Big Up You TV, Pro FM face 22 de ani și m-a invitat de ziua lui să sar cu parașuta, să fiu în aer acolo, sus, alături de cei mai tari artiști de pe la noi. Țineți-mi pumnii pentru că am emoții. Hai să sărim! Cum a fost în aer? Cum a fost să zbori? Pot să... Deci, am sărit și primul lucru a fost... N-a revenit, m-am învârtit de două ori în aer și pentru a doua oară am zis... N-am înțeles nimic. Recidivar. Da! Cât un scurt de la... Așa m-am scurt circuitat, bam, și la un moment dat am simțit doată. Așa, în jos, ca niciodată. De ce? S-a deschis parașuta și eram cu inima așa cât puregele și am mai zis să mai dau un... Nu cred. Da, trei am avut. Trei. Bop, bop, bop. Da, trei. N-am înțeles nimic. După al treilea eram gen, am deschis ochii și am zis... Sunt un șoim călător! Deja intrase pe fir adrenalina. Deci adrenalina nu-i pentru mine. Cum nu, măi? Este, fii de... Adrenalina luată de pe șer. Aia e altceva. Aia. E moderată, e finuță, e cumva... Asta e... Vine, îți dă cu găleata pe adrenalină pe tine și cobori și ții pe aici, te faci de râs la camere. Trez, mamă, te iubesc! România, uite, na. Ce părere ai tu de băiatul ăsta Pro FM? Că a făcut cadoul ăsta frumos la 22 de ani. Ce a zis? Merită, să adunăm toți prietenii și să aruncăm din aia. Merită tot respectul la 22 de ani cât are Pro FM acum. La 22 de ani semnam cu Marius Moga. În momentul ăla mi se schimba viața. Deveneam de la compozitorul din dormitor la compozitorul din studioul lui Marius Moga. Multă sănătate și o găleată de bani și în rest vă iubești, vă respect și la mulți ani. Yeah! Sunt încă cu adrenalina undeva până pe la 4000 de metri de unde am venit, pentru că a fost senzațional. Pe aripile vântului. Și în caz că nu ai aflat, am reușit să sar deja de două ori. Pare că nu mai e momentul meu, dar vreau să vă zic că dacă nu era Dorica, nu săream. Băi, deci când am venit eram așa, am zis sar, să nu sar. Și mi-ai zis, bă, fi bărbat, mă, cum? Sar eu cu tine. Regele. Sar eu cu tine. De fapt, el a găsit o combinație să mai sar o dată, pentru că îi place prea mult. A fost... Dar m-a și ajutat. La... A țipat Dorian? Ba, a țipat Dorica, că mie îmi place să țip, e foarte mișto să te exterioze, exact, de fericire. Hai să facem hora. Ți-a plăcut, ți-am zis că o să-ți placă? Să nu-mi placă. Știi ce e mișto a doua oară? Că reușești să conștientizezi mult mai bine săritura. Prima oară, într-adevăr, îți spun că poate te va ajuta și pe tine. N-am reușit să țin picioarele foarte bine trase pe spate, pentru că trebuie să tragi de ele, să scoți bazinul ca să fie aerodinamic. N-am înțeles unele lucruri, dar la a doua săritură, Andy, băiatul care am sărit, campion mondial de altfel, mi-a zis din avion la 1700 de metri altitudine să-l bat pe mână să deschidă parașuta, adică practic am controlat tot zborul, dar e senzațional. Băiatul ăsta Pro FM a fost foarte inspirat și în momentul în care m-au sunat, am spus, băi, hai mai repede să sărim cu parașuta. Mi se pare, cum să spun eu, un mod perfect de a celebra ziua. La mulți ani, Pro FM-ule, cât mai multe hituri să mă primești și pe mine în playlist-ul tău, de cât mai multe ori posibil. Și continuați cu super matinalul beton pe care l-ascult în fiecare dimineață și care mă face să râd și mă bine dispune oricând. Și de la 22 la 92 de ani. De la Maxim au fost în aer, nu? Da, am fost în aer la 4000 de metri sus. Mamă, cum a fost? Cum a fost? A fost tare rău, cea mai tare senzație. Știi cum am simțit? Știi cum am simțit? Uite așa. Iron Man. M-ai încercat? Da, nu că mai încerc. Vreau să fac o pasiune din asta, să vin o dată pe lună aici. Un mesaj pentru Pro FM. Pro FM, îți urăm mult noroc. Să fii cât mai sus în toate topurile, să iai pe băieții de la Maxim în playlist. Să ne vedem la a 23-a aniversare, tot acolo, dar pe la 6000 de metri. Eu am zis când am coborât, am zis, frate, pentru tine îmi fac și tatuaj. Am promis. Îmi fac aici. Unicul Florin aici, în dreapta mea, UTV, s-a sărit de ziua Pro FM-ului. 22 de ani am sărit, e nebunie, n-am mai sărit până acum, n-am mai făcut treaba asta, nu sunt genul care face chestii extreme zilnic. Nu, să nu te găsim la bungee jumping. Nu, dar s-ar putea să mă duc acum. A,
ai prins microfonul? Vai de mine. Deci am sărit de la 4000 de metri, totul e ok până se deschide ușa. Și după aia îți dai seama că, și îți spun că nu te ții de nimic decât de ei, îți dai seama că nu mai e nimic până jos, dar absolut nimic. Și după aia începe căderea, care este demențială. Oricum, la capitolul sărituri, mă bucur că am sărit cu Alex. Da? Și colegii mei, Marius Onuc și Virgil Batista. Cum a fost, băieți? Proaspăt, căruți din cer. Eu nu te aud bine cu partea. Tu de ce n-ai venit cu noi? Asta acum am urmează să sar. Am început să aud cu urechea dreaptă. Auzi, la mulți ani Pro FM, se aude? La mulți ani Pro FM, vroiam să vă felicit pentru gestul ăsta pe care îl faceți, 22 de ani. Faceți cadou voi de ziua voastră, prietenilor voștri. Așa ne bucurăm noi împreună totdeauna cu cei care ne ascultă și cu cei care sunt alături de noi. UTV vă urează la mulți ani, cu sănătate, cu hituri, să faceți în continuare treaba asta bună și... Voi, repede după noi, hai, 22, vă așteptăm! Te-am găsit relaxată, Raluca. Păi, pentru că sunt relaxată, sunt puțin supărată că n-am sărit de două ori. Cum a fost în aer? La 4.000 de metri. Rate, 4.000 de metri! Haide că a fost foarte mișto, am mai simțit odată. Stai mă, că vorbim cu o persoană și care... Și pe lângă asta, uite, după cum vezi, am păstrat combinezonul pe mine. În cască mai sar. Așa, da, se poate să mai sar o dată, deci și nu o să mai sar. Ar trebui să plec. Și vreau să fac și școala. Pro FM, 22 de ani. Am crescut cu ei și pe lângă asta este spectaculos că rezistă atât de mult. Și că echipa ajunge să înțeleagă atât de bine, atât de mult timp. Există și cu altfel de muzică, exact. Să o țineți tot așa, să ajungeți cât mai sus, cât mai sus și următorul an să mai sărim de câteva ori. Demenția! Îți mulțumesc mult, Alex! Cum a fost? Demenția, ușor! Acum înțelegi ce ți-am explicat, că nu pot să transmiți în cuvinte? Da, nu pot să exprim în cuvinte. Ce mi-a plăcut cel mai tare după ce ai deschis parașuta, căderea aia în gol. Căderea liberă, pentru că prima dată e foarte intens și nu procesezi toată căderea liberă. După aia o să vrei să sari pentru chestia aia, pentru alea 50 de secunde de cădere. Da. Ai jucat Tinti Brothers? Ne dăm încă 10 ori, 2, 3. Ne dăm tot împreună? Da, tot împreună. Mersi mult. Tare. Campion. Și pe voi.